Sepsisul și tratamentul infecțiilor bacteriene. Introducere. Sepsisul este o complicație rară, dar severă, a unei infecții. Sindromul ia naștere când răspunsul imun la infecție devine inadecvat și determină disfuncție de organ. Disfuncția multiplă de organ din șocul septic reprezintă mecanismul fiziopatologic final prin care pacienții decedează din cauza infecției. Fiziopatologie Fiziopatologia sepsisului este complexă. Peternurile moleculare asociate patogenilor includ componente ale patogenilor bacterieni, fungici și virali. Acestea activează sistemul imunitar înnăscut, format mai ales din macrofage, monocite, granulocite, limfocite natural killer și celule dendritice. Această activare are loc prin receptori TOL-like și receptori de lectină tip C, aflați pe suprafața celulelor, a receptorilor NOD-like și a receptorilor rig like aflați în citosol. Efectele consecutive acestor evenimente, mediate prin supraexpresia a multiple gene, includ producția de citochine inflamatorii ca factorul de necroză tumorală alfa și interleuchinele 1 și 6. Consecințele sunt creșterea apărării imune înnăscute, producția de proteine hepatice de fază acută, de exemplu, complement, fibrinogen și proteina C reactivă, eliberarea de microparticule conținând lipide și proteine prooxidante și procoagulante și secreția de capcane neutrofile extracelulare, reprezentând fragmente de ADN, proteine și enzime antimicrobiene. Eliberarea de microparticule și de capcane neutrofile extracelulare împreună cu creșterea expresiei factorilor tisulari intravasculari determină apariția fenomenului de imunotromboză, prin care microbii sunt prinși în microtrombi care la rândul lor atrag și activează leucocitele. Acest răspuns înnăscut și bine conservat este foarte eficient în controlarea și neutralizarea infecției locale. Când răspunsul depășește un anumit prag, afectarea gazdei devine evidentă clinic. Aceasta poate fi mediată de disfuncția mitocondrială, având drept consecință o producție deficitară de adenozin trifosfat și prin imunotromboză difuză, pe măsură ce activarea complementului crește permeabilitatea vasculară și provoacă coagulare intravasculară diseminată. Consecința este accentuarea inflamației, deteriorarea perfuziei microvasculare și apoi disfuncția de organ. Sepsisul devine un fenomen fiziopatologic auto -întreținut, Asociat cu un catabolism marcat care îl alimentează. Disfuncția de organ La nivel de organ, sepsisul constituie un dezechilibru puternic al homeostaziei. Disfuncția fiecărui sistem de organe afectează negativ funcția celorlalte. Solicitarea fiziologică necesită creșterea debitului cardiac. Atinsă la majoritatea pacienților după repleție lichidiană. Totuși, sindromul în sine și acidoza asociată pot exercita o influență inotrop negativă asupra cordului. Vasoplegia duce la o reducere a rezistenței periferice totale și extravazarea capilară de plasmă și fluid bogat în proteine provoacă edem tisular, care la rândul său reduce livrarea de oxigen către celule. La nivelul plămânilor poate cauza leziuni pulmonare acute și sindrom de detresă respiratorie a adultului. Lezarea epiteliului intestinal duce nu doar la malabsorție, ci și la translocarea de bacterii în fluxul sanguin, amplificând mai departe agresiunea septică. Afectarea renală acută este frecventă și se asociază cu o creștere a mortalității disfuncția cerebrală se manifestă ca encefalopatie septică, variind de la somnolență și confuzie până la comă. Definiția Consensul sepsis 3 Complexitatea sindromului septic nu poate fi evaluată printr-un simplu test de diagnostic. Au fost propuși mulți biomarcări dar niciunul nu are suficientă specificitate pentru a diagnostica această afecțiune. În 1991, prima conferință pentru definirea sepsisului l-a aliniat conceptul de sindrom de răspuns inflamator sistemic, SIRS. Această definiție a fost ușor revizuită în 2001. În lumina cercetărilor curente și a îmbogățirii cunoștințelor, a fost publicată o nouă definiție în 2016. Această definiție poartă denumirea de Sepsis 3, anticipând astfel viitoare actualizări, odată cu o mai bună înțelegere a evoluției sindromului. În prezent, sepsisul este definit ca o disfuncție de organ amenințătoare de viață provocată de un răspuns anormal al gazdei la infecție. SIRS nu mai este utilizat pentru definirea sepsisului. Termenul de sepsis este rezervat sindromului descris anterior spre deosebire de o simplă infecție. Clinicienii trebuie să folosească adecvat diagnosticul. De exemplu, folosirea necorespunzătoare a termenului de urosepsis pentru a descrie infecția de tract urinar este derutantă și distorsionează statisticile medicale. Examinarea unei baze de date electronice cu fișe ale pacienților, a permis autorilor definiției SEPSIS-3 să definească criterii clinice care pot prezice cel mai bine care sunt pacienții cu infecție ce vor dezvolta disfuncție organică amenințătoare de viață. În acest scop s-a folosit, ca estimare surogat, mortalitatea intraspitalicească. În terapie intensivă, acest lucru s-a concretizat prin modificări ale scorului SOFA. Cel mai bun predictor al decesului sau al necesității unei durate de spitalizare de 3 sau mai multe zile în unitatea de terapie intensivă este Quick SOFA, un concept nou. Scorul Q SOFA al unui pacient este considerat pozitiv dacă se întrunesc minim două din criteriile următoare. Scor de Coma Glasgow sub 15 Frecvență respiratorie mai mare sau egală cu 22 respirații per minut Presiune arterială sistolică mai mică sau egală cu 100 mm coloană de mercur în Marea Britanie, Colegiul Regal al Medicilor recomandă ca indicator pentru un risc ridicat de sepsis la un pacient o valoare de 5 sau mai mare a scorului National Early Warning, News 2. Trebuie ținut minte că nici QSOFA și nici News 2 nu au rol diagnostic pentru sepsis. Acestea indică doar că pacientul prezintă risc ridicat de a dezvolta sepsis și trebuie evaluat pentru această patologie. Șocul septic. Termenul de șoc septic. Este rezervat pacienților cu sepsis, al căror risc de deces este crescut semnificativ prin prezența disfuncțiilor circulatorie și metabolică. Clinic, au șoc septic pacienții care necesită suport vasopresor pentru menținerea unei tensiuni arteriale medii de cel puțin 65 mm coloană de mercur sau mai mare și care prezintă o concentrație ridicată a lactatului seric peste 2 mm per litru în pofidare suscitării volemice adecvate. Recunoașterea sepsisului Grupele aflate la risc Evoluția unei infecții simple spre sepsis sau nu depinde de o serie de factori, printre care virulența agentului patogen, încărcătura microbiană, locul infecției și răspunsul gazdei. Cel din urmă este influențat de fondul genetic. Comorbidități, antecedente sau tratamente cronice. Grupele aflate la risc crescut de a dezvolta sepsis includ vârstnicii peste 65 de ani și pacienții foarte tineri, nou-născuți, pacienții care au prezentat în antecedente sepsis, pacienții cu afecțiuni medicale imunosupresoare. HIV, asplenism, ciroză, boli autoimune, pacienții imunodeprimați atrogen, cei aflați pe tratament imunosupresor, inclusiv corticosteroizi sistemici, pacienții cu dispozitive medicale permanente, mai ales dacă acestea traversează barierele normale împotriva infecțiilor, gravidele, dependenții de alcool sau droguri intravenoase. Supravegherea intraspitalicească Pacienții internați prezintă risc mai ridicat de a dezvolta sepsis decât pacienții din comunitate. Spitalele trebuie așadar să identifice precoce pacienții care se agraviază și să posede proceduri de răspuns medical prompt. Scorul News 2, utilizat în Marea Britanie, se atribuie pe baza examinării pacienților. Fiind calculat în funcție de gradul de deviere față de valorile normale. Este cunoscut faptul că stopul cardiac este de obicei precedat de alterări fiziologice progresive, reflectate de scor News 2 crescut. Majoritatea spitalelor autorizează personalul secției să solicite ajutor la un anumit prag al scorului News 2. În multe cazuri, acest lucru se bazează pe un scor news total de 2 din 5 sau mai mare, sau pe baza semnelor clinice care primează față de scorurile numerice. Necesitatea asistenței exprimată prin utilizarea abordării Situation, Background Assessment, Recommendation, de exemplu, trebuie să declanșeze reevaluarea medicală de urgență, inclusiv screening pentru sepsis. Nu există un test binar pentru sepsis. Screeningul constă în evaluarea riscului de către un clinician experimentat și informat a posibilității ca un pacient care se deteriorează să dezvolte sepsis, această probabilitate crește în prezența unei alterări fiziologice extreme, în suspiciuni semnificative legate de istoricul medical recent, în prezența unei leziuni renale acute sau la valori crescute ale lactatului seric, așa cum se descrie în ghidurile National Institute for Health and Care Excellence. Diagnosticul trebuie pus pe baza observațiilor clinice și a unor teste la patul bolnavului, pentru a minimiza timpul până la instituirea tratamentului. Dat fiind faptul că antibioterapia timpurie poate schimba parcursul natural al sindromului, este contraproductivă așteptarea prealabilă a rezultatelor de laborator și a altor investigații. Când este disponibilă, poate fi foarte utilă măsurarea lactatului printr-un test point of care. Nivelul lactatului are valoare prognostică la pacienții cu sepsis. O valoare ridicată nu trebuie ignorată și este un semn de insuficiență organică, chiar și la pacienții care aparent evoluează bine. Originea sepsisului. Sepsisul poate fi dobândit în comunitate sau este asociat asistenței medicale ambulatorii sau intraspitalicești. Afecțiunea dobândită comunitar este definită ca sepsis instalat în primele 48 de ore de la internarea în spital, în timp ce afecțiunea dobândită în spital se instalează după peste 48 de ore. Sepsisul asociat asistenței medicale, un subgrup al sepsisului dobândit comunitar, se definește ca sepsis instalat la pacienți externați în ultimele 30 de zile, pacienți din unități de îngrijiri cronice, dar nu cei care locuiesc în comunități închise. Pacienți care accesează tratament medical ambulator, exemplu, pacienții care necesită hemodializă. Infecțiile dobândite comunitar au tendința să fie severe și sunt adesea cauzate de microorganisme virulente, dar mai degrabă sensibile la antibiotice. Exemple sunt Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonie, eșerichia coli, clepsie la pneumonie și neiseria meningitidis. Cele mai frecvente origini ale infecției sunt tractul urinar, tractul biliar și tractul respirator inferior, pneumonie. Mai rar originea poate fi endocardita infecțioasă sau meningita. De cealaltă parte, Microorganismele care cauzează infecțiile nozocomiale sunt mai puțin virulente, dar adeseori multirezistente. Sunt, prin urmare, mai dificil de tratat. Exemplele includ stenotrofomona, smaltofilia și acinetobacter baumanii. Infecțiile sunt deseori asociate unor proceduri sau montării dispozitivelor medicale. Riscul sepsisului dobândit în urma procedurilor medicale, de exemplu, proceduri chirurgicale sau biopsie, poate fi redus prin profilaxie antibiotică adecvată. În sepsisul asociat prezenței dispozitivelor medicale, de exemplu, cateter urinar blocat sau cateter intravascular infectat, acestea trebuie îndepărtate. Controlul sursei. Tablou clinic. Sepsisul poate fi dificil de diagnosticat în fază timpurie. Semnele și simptomele evoluează în mod variabil de-a lungul unui continuum, de la infecții localizate, de exemplu, tuse, disurie, până la semne sistemice ale disfuncției de organ. Exemplu confuzie, oligurie, peteșii. Insuficiența de organ evoluează progresiv la unii pacienți, pe când alții pot manifesta o deteriorare abruptă în decursul a câteva ore, de la simptome minore spre disfuncție multiple de organ. Nu există simptome patognomonice, dar, în general, pacienții acuză rigiditate, dispnee, dureri musculare, vărsături, tegumente marmorate și senzație de rău, pe lângă simptomele infecției subiacente. Semnele corespund originii infecției și se asociază cu cele ale inflamației sistemice, precum tahicardie, Tahipnee, hipotensiune, periferie caldă, vasodilatație periferică, oligurie, confuzie și somnolență. Pacienții imunodeprimați pot prezenta puține semne și simptome ale inflamației, deși cele asociate răspunsului fiziologic ar trebui să fie prezente. Investigațiile relevă marcări nespecifici a inflamației și ai disfuncției de organ, precum leucocitoză și valoare crescută a proteinei cereactive, creșterea creatininei și a bilirubinei, trombocitopenie, posibile infiltrate pulmonare evidențiate pe radiografia de torace și aritmii pe electrocardiogramă. Imagistica poate ajuta la identificarea originii infecției. Sepsisul în situații speciale. Pacienții întorși din călătorii. Sunt necesare un istoric amănunțit al bolii, datele călătoriei, zonele vizitate și momentul de debut al simptomelor. Expunerile care generează risc de infecție tropicală de exemplu înțepături de insecte, în notul în ape dulci, trebuie investigate și pacienții trebuie chestionați cu privire la profilaxia malariei sau o imunizare anterioară a călătoriei. Trebuie evaluată posibilitatea febrei hemoragice virale la pacienții cu febră în primele 21 de zile de la întoarcerea dintr-o regiune endemică și cea a coronavirusului sindromului respirator al Orientului Mijlociu, la pacienții cu debut al simptomelor respiratorii în primele 14 zile de la întoarcere. Investigațiile minime includ hemoculturi și screening ale malariei, în plus față de analizele sanguine de rutină. Dependenții de droguri injectabile. Majoritatea episoadelor de sepsis sunt legate de tromboflebite infectate sau de abcese locale la nivelul injecției sau în jurul ei. Cele mai frecvente bacterii cauzatoare de sepsis sunt Staphylococcus aureus, sensibil la meticilină sau rezistent la meticilină, și Streptococcus pyogenes. Uneori, infecțiile stafilococice Pot disemina spre localizări distante, printre care valvele cardiace, coloana vertebrală și articulațiile. Dacă se infectează valva tricuspidă, se poate produce embolismul pulmonar, având ca rezultat abcese pulmonare multiple. Pacienții necesită adesea tratament antibiotic, săptămâni în plus după controlul sursei. Exemplu drenarea colecțiilor paraspinale, lavaj artroscopic și rareori înlocuirea valvei tricuspide. Pacienții dependenți de droguri injectabile, sunt mai predispuși la pneumonie de aspirație sau la NPM din cauza reflexului diminuat de tuse și a nivelului fluctuant de conștiență. Rareori când sucul de lămâie este folosit ca solvent, fungii din sânge pot produce endoftalmită. Îngrijirile optime includ implanturi intravitroase cu amfotericină și tratament antifungic prelungit. Pacienții neutropenici Sepsisul apare la pacienții hemato cel mai adesea după chimioterapie din cauza riscului crescut de infecții cu bacil pioceanic, tratamentul antibiotic empiric cuprinde piperacilină tazobactam, tazocin, cu sau fără un aminoglicozid. Pacienții imobilizați În faza acută, acești pacienți sunt îngrijiți cel mai frecvent într-o unitate de terapie intensivă. Cel mai mare risc îl reprezintă dispozitivele medicale, de exemplu, catetere venoase centrale, catetere urinare și sonde endotraheale. Implementarea unor pachete de îngrijire legate de instalarea și întreținerea acestor dispozitive minimizează riscul de infecție cauzată de organisme multidrog rezistente, care este mai greu de tratat. Escarele pot fi prevenite cu ajutorul saltelelor potrivite și prin rotirea periodică a pacientului. Indivizii care au leziuni ale măduvei spinării prezintă semne și simptome de disautonomie mai degrabă decât de infecție, dacă localizarea acesteia din urmă este sub nivelul leziunii nervoase. Sper că ți-a fost de folos și succes la învățat!